cum trebuie să fie propriu. Mie, cu adevărat, mi-e foarte greu să răspund la întrebarea asta. Răspund pentru că eu nu știu dacă am ajuns preot deocamdată. Am fost făcut preot, Dumnezeu mi-a dat harul ăsta pe care îl simt. Cu adevărat îl simt, mai ales în slujire. Nădăjduiesc să-l simte și ceilalți atunci când spovedesc sau când îi povățuiesc. Cred că preotul din ziua de astăzi ar trebui să fie identic cu preotul de la început. Preotul de la început, de la începutul creștinismului, s-a confruntat cu o lume păgână, sălbatică, care vrea să-l extermine, spovedesc sau când îi povățuiesc. Cred că preotul din ziua de astăzi ar trebui să fie identic cu preotul de la început. Preotul de la început, de la începutul creștinismului, s-a confruntat cu o lume păgână, sălbatică, care vrea să-l extermine, să dispare cu orice preț creștinismul. A așezat o normalitate. Astăzi lumea sa, rațiunea noastră care ne-a vândut demonului și care a luat o rasă într-o proporție covârșitoare, care vine în conflict puternic cu conștiința și cu credința ortodoxă, nu oferă răspuns acestui lucru, pentru că omul, oricât ar fi de bolnav, de bogat, este groază de boală. Este groază ca nu cumva frigiderul să nu se prăbușească încărcat de alimente, deși el mănâncă foarte puțin, pentru că este din ce în ce mai bolnav. Sunt din ce în ce mai multe institute care tămăduiesc, din ce în ce mai multe spitale care sunt închise, un haos total. Preotul trebuie să facă față acestui haos. Prin ce? Prin învățătura care se dobândește în seminarii, în niciun caz. Sau la facultăți, în niciun caz. Nu, și care este instrumentarul lui? Credința este. Credința. Acea credință neclintită pe care a cerut-o tot timpul Hristos ucenicilor săi. Părinte, unde se învață în ghilimele? În biserică se deprinde. În biserică și în familie se învață. În biserică și în familie. De asta eu cred că pe lângă responsabilitatea enormă pe care au preoții față de poporul ăsta, preotesele au o responsabilitate la fel de mare.